Salutare și bine am găsit la un nou episod de Roblox cu clasicul joculeț al nostru Pet Simulator X. Stați așa ca să fiu sigur că nu sună telefonul, că am mai pățit. Și da, oare de ce jucăm joculețul? Se întreabă poate alții. De ce din nou prostia asta? Da, ideea este în felul următor. S-a făcut un update măricel, să spunem. Și da, ca și idee, mai țineți minte că aici era cu ouăle, tot acolo este oul suprem, să spunem. Și așa. Acum avem echip 15 peturi, dacă mergeți frumușanu aici. Este limited. Este limited și îl puteți cumpăra pentru cine vrea. Și ce zic, eu am luat tot pentru video, m-am chinuit destul de mult, ca să vă zic și la ce, adică am stat o zi și ceva cu Roblox-ul pornit efectiv ca să fac, să vedeți ce, mai exact la ce mă refer. Da. Da. Ideea este în felul următor. Dacă mai țineți minte, am fost rămas la vulcan noi. Era frumușeanu, cu cufărul ăsta mai mare decât căpetul meu. Vale la perfecta, ok. De aici, dacă mai țineți minte, era scris trebuie să apară sau ceva de genul. Da. Ideea este în felul următor. Mergem frumușeanu aici și intrăm în lumea Fantasy World. Care este treaba în Fantasy World, vă întrebați? Deci acesta este update-ul cel mare, să spunem. Ca idee, hai să începem cu Enchant Pets. O să vă arăt imediat care este faza. Când ai Enchant, vedeți, o să aveți un bonus. Agility, Diamond, Strength și așa mai departe. Ideea este că folosesc 10.000 de bonus la fiecare change, pentru la fiecare schimbare, să spunem, de status respectiv. O să vedem mai târziu un pic despre ce, mai bine spus, la ce mă refer. Dar haideți să vedem ouțele. Păuțele noastre. Aici momentan avem doar 3 fel de ouță, să spunem, ouă, pentru că restul sunt încă cam X1. Avem primele, care este normalul și gol. Practic, dacă cumpărați normal, trebuie să strângeți minim 5 ca să fie 88%, parcă șansa să vă dea un gold. Dacă strângeți direct 67.000, pentru respectiv îl luați direct gold. Cam asta este ideea. Aici la fel aceeași situație. Baba. Practic astea. 6 din astea ca să fie 100% e unul din ăsta. Ca și idee. Calculați voi cât vine 6 aici. Bine, având norocul să-ți vine 6. Și practic iese ăsta. Da. Ca idee noi avem toate peturile de aici momentan. Vedeți că na, panda, red panda, nimic de spectacular să spunem, doar lucruri care nu sunt chiar foarte rare. Vedeți și voi. Asta e Red Panda, deci practic noi am prins asta, ăștia 4. Ăștia încă Dumnezeu să ierte. Și am stat și m-am chinuit o zi jumătate chiar, aproape, bine, ieri de la 8-9 dimineața până la 10-11 seara, plus azi de la 10-9 până la 5 și un pic. Și am făcut bine peturile plus care am stat și le-am făcut, am și două, vedeți, astea două sunt Rainbow. Și m-am chinuit totuși să facem 100 de milioane ca să dăm la sfârșit, să vedem ce ne pică. Ok, acum, ca idee. Avem, mergem la portale frumos, vedeți ce sunt? Bine, la început începi, strângi baba tot frumușean, după aia ai primul portan. Portan, hai că da, portal, fuck off. Ancient Iceland și Samurai Iceland, restul sunt coming soon. Începem cu Samurai, hai să începem cu Ancient, na, totuși. Când intri frumușeanu aici, le vezi totul frumușeanu, o chestie plus un mare cufăreanu aici. Care e ca tipicul ăla, doar că aici farmezi Ancient Coins. Ok? Așa. Poi. Poi, ca idee.
În următoarea mapă, practic, nu faci nimic pentru că normal că vrei să farmezi la cufărul ăla. Deși să vă arăt și următorul. Următoarea mapă este cam așa. Și aici nu vine nimeni, practic. Cam asta am observat. Ceva pe aici secrete și nu știm noi. Up, up. Da, cam asta este ideiușca. Și da. Cam asta ar fi update-ul, să spunem, în general, până acum. Peturi, stai și te chinui să le faci. Da, eu am luat 15 special mai mult și pentru voi, ca să vă arăt și să continuăm mai rapid, să spunem așa. O să fie un video mai scurt, să spunem. Pentru că mare lucru nu am ce să fac decât să stau să farmez și să fac ce să vă arăt bou cum farmez. Da, cam acesta este ideea. Deci, nu uitați să dați pe acolo un share, un like și un subscribe dacă vreți și nu sunteți răi. Deci, da. Haideți să dăm. Mergem direct la ceea ce ne trebuie. Deci 102.000, faci greu. Și chiar haideți să vă arăt mai idee la ce mă refer când zic și am 15 peturi. Fiți atenți la ce mă refer eu când zic că faci greu. Deci, hai să vedeți un pic cam cât stai, nu? Ținând cont că bine scade mai rapid. Dar fiți atenți, uitați cât primești, 6.000, undeva la 6.000, 7.000 primești pe câteva secunde. Și ca să strângi 100 de milioane, credeți-mă că nu stai chiar puțin. Da. Cam asta este trebuța. Hai să mergem la Fantasy Shop și aici începe distracția. Haideți să dăm la boșuțe. Înainte să dăm la boșuțe, hai să activăm Super Lucky și Ultra Lucky. Ok? Hai să începem. Câte 3 boașe. E costă 2.111.000 un ou. Ia să vedem ceva mai rar, așa ne dă. Not bad, not bad, mai ales pentru, să zicem, Axelot. Că Axelot e mai bun, să spunem. Ia. Am primit opa, un Samurai Bowl. Opa. Mamă, fiți atenți cât are Samurai Bull. Glumiți? What? Samurai Bull are cel mai mult în momentul de față. Fiți atenți, 367 de mii. Păreri? Oh, da. Aia. Ok, Golden, Red, asta e Red Panda și asta e Panda, asta e mai bun. Bine, clar. Ok, Golden, Red Panda. Ok, o să vă arăt imediat și care este faza cu partea aia altă. Ok, Pandișca. Golden Axolotl. Ok. Golden Axolotl. Axolotl, ăla e bun. Axolotl sau cum se numește asta? Red Panda. Da. Samurai Bull, a venit doar un. Veniți-vă un pic la 100 de mii. Abia un Samurai Bull. Deci gândiți-vă un pic. What the fuck? Doi Samurai Bull. Ok. Asta mi-a plăcut ce am văzut. Da. Deci da. Samurai Bull sunt chiar foarte puternici. Acum, haideți să vă arăt treaba cu Enchanting Pets. Merge aici frumos și anul.
Dai frumos și anul înceant. Ia să vedem, zic că pică ceva util. Nu știu la care e faza cu... Normal nu cred că banii aici nu cred că te ajută. Acum nu știu exact. Cred că trebuie la altul pentru... dacă o să numesc bănuțe aia. Nu-mi place unul, vreau un număr mai mare. 5. Pet. Randomly spawns diamond. What? Nu știu exact care e faza. Hai să lăsăm așa. Nu, nu ne place. Nu. După asta mergem și dăm, să-i facem rainbow. Nu mă interesează faster, sincer. Nu cred că ajută prea mult faster, părerea mea. Deci. Diamonds 2. Na, nu prea mă încântă, sincer. Pet. E Breaker 1 abia. Prefera un breaker mai mare. Se joacă multe. Ah, fuck off. Uite-te și prostinde. Fantasy coins. Măcar atât. Ok. Acum. Tragem o fugă în mine. Și în mine avem mașinăria de Rainbow Pass, dacă mai țineți minte cum am spus la trecută. Și haideți să... Haideți să facem câteva peturi Rainbow. Dăm 100% să fim siguri totuși că nu dă... Că nu dă fail. Prefer să mă duc la sigur. Ok, dăm așa frumos și anul. Ok. Așa. Asta mai rămas puțin, ăștia nu cred că ne pasă prea mult. Hai să vedem cine dă. Ok. Dă-i așa frumoșeanu ca să vedem și noi bine. Ok. Și cred că cam atât am putea spune. Cam atât să spunem. Hai să scoatem pe toți așa ca să se pune, să spunem, automat care sunt cei mai buni. Ok. Cam ăștia. What the fuck, glumești? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De ce s-a buguit unul? Fuck you. Care-i buguit? De asta urăți, vedeți? Se buguiesc peturile câteodată și nu apar toate și nu ți-l pune la... Ca și cum ar fi. Știți ce zic? Ate, acum sunt toți. Ia uitați aici. Mamă, cred că rupe. Hai să facem un test cu ei. Și cam așa oprim după aia episodul. Hai să vedem. Marele test. Deci. Hai să facem marele test. Hai să apară că noi ne-am teleportat și practic pe mapă nu au apărut lucrurile. Apar după. Hai să vedem cât de tare dau. Mamă, fiți atenți cum merge în jos. Glumiți.
Oh, da. Oh, da. Da, băieți. Cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați și voi un like acolo, zic din nou, poate ați uitat între timp. Și da, cam acesta a fost update-ul pe Pet Simulator X. Vă las jos joculețul pentru cei care nu ați jucat. Și da, sper că v-a plăcut și ne auzim data viitoare. Pa, pa!